Câteva familii din cartierul Bârsești se plâng că nu mai pot intra în propriile curți pentru că drumul a fost supraînălțat. Acum nu pot intra în curte nici să își aducă lemne de foc pentru iarnă. Să intrăm cu mașină de lemne, cu o căruță de lemne. Acum absolut deloc, uitați-vă, un morman de pământ la poartă. Cum intrăm? Că dacă intrăm ne umplem de nămol. Avem copii, așteptăm să vină acasă. Unde își lasă mașina acum? Nu au unde să-și lasă nici mașina, cel puțin, de intrat în curte, nici vorbă. Femeia spune că nici la terenul pe care îl are lângă casă nu poate ajunge. Aici, în spatele, unde este tot proprietatea noastră, copiii vor să-și facă casă. Să vă uitați și dumneavoastră, să spuneți dacă se poate intra. Nu putem să intrăm, să arăm, că avem pământul, trebuie arat acum în toamnă. Și nu putem intra, nu știu pe unde să intrăm. Reprezentanții primăriei cunosc problema și dau asigurări că va fi rezolvată în cel mai scurt timp. Este un proiect mai amplu, care nu s-a terminat. Sunt câteva etape care mai trebuie să fie parcurse. Noi știm de aceste probleme, le-am discutat cu cetățenii care locuiesc în zonă. Echipele de la primărie au supervizat și supervizează în continuare proiectul și vor fi parcurse toate etapele necesare. Ca idee, vor fi făcute și rigolele pentru fiecare casă, se va face și intrarea la fiecare casă și, bineînțeles, se aduce la cotă fiecare teren. Va dura ceva timp, ne cerem scuze pentru neplăceri provocate, însă totul va fi rezolvat.